Bună dimineața, sunt la Sala Palatului, aici unde va sosi și Nikos Vertis în doar câteva zile, spre sfârșitul lunii, așa îl vom vedea aici la Sala Palatului. Este cam friguț afară, avem și zăpadă multă, dar promit să vă aduc primăvara în suflete cu informații despre cel mai îndrăgit artist al Greciei, alături de Dana Pandur, organizat. Bună dimineața! Bună dimineața! Iată că Nikos și-a mai pus încă o seară de concert la București. Petrecem așadar 3 nopți cu Nikos Vertis, 3 nopți fierbinți. Nu știm greacă, dar înțelegem perfect atunci când ne cântă. Știu cum a fost anul trecut. De ce încă o seară? Suntem foarte onorați să anunțăm acest lucru. Este al 2-lea an consecutiv când se anunță al 3-lea concert, pentru că se vând biletele. Oamenii doresc să-l vadă foarte mult. Primele două seri s-au epuizat foarte repede și am fost atât de bucuroși să anunțăm a 3-a seară, pe 26. Și noi vom fi epuizate după o seară de spectacol cu Nikos Vertis. Ce aduce anul acesta? Pentru că știu că vine cu ceva nou. Vine cu niște cântece noi și cu o producție nouă, care include niște acrobații executate de o campioană olimpică, vine cu o orchestră mult mai mare, are chiar ceva foarte frumos, să ne arate foarte nou. Deși pentru noi este suficient să-l vedem la microfon sau chiar să nici nu vorbească sau să cânte, pentru că arată foarte bine și colega noastră Diana Munteanu este de aceeași părere cu noi. Spune-mi, te rog, dacă anul acesta va putea să guste din bucatele noastre, pentru că știu, anul trecut ținea post, n-a putut să se înfrupte din nimic. A fost unul din criteriile pentru care am ales aceste zile. Este chiar înaintea postului și de-abia așteaptă să mănânce multe lucruri pe care bineînțeles că nu le putea mânca. Este un gurmand și îi place foarte mult ciocolata. Bucurăm însă că nu se vede pe trupul său. Are același apartament la km 0 din care vrea să vadă tot orașul, tot Bucureștiul? Bineînțeles, apartamentul imperial. Îi place foarte mult pentru priveliște, îi place să bea cafeaua acolo dimineața și ce să vă spun, a fost chiar foarte bucuros când a auzit că am reușit să-i obținem același apartament. Un tip modest, Nikos Vertis, a transmis și un mesaj, ne așteaptă pe toate, pe toți, de fapt, la aceste spectacole care vor începe pe 26 februarie, așadar 3 nopți alături de Nikos Vertis aici la Sala Palatului. Atenție, față de anul trecut, concertele încep la 19:30, așadar cumpărați-vă biletele și veniți aici la timp ca să nu pierdeți concertul primăverii. Cam atât pentru moment, dragilor, dau legătura înapoi la voi. Mulțumim, Adina. Știu, sunt și băieții interesați de bilete, care vor ajunge cu forța, probabil, treaba lor. Băiatul ăsta are niște YouTube-uri care bubuie în mașinile din oraș și știu că merg cu scuterul. Deci merită întâlnirea. Mulțumim, Adina.